Salutare, mie cu voi este Turza Diesel și astăzi revenim cu un clip special în forță. Îmi pare rău că n-am mai postat de atâta timp, dar am avut examenul de clasa 8-a. După aia m-am relaxat, am avut alte chestii de făcut, macheta, o să mă prezim mai încolo. Și nu prea am mai avut timp de video, nu vreau să cer scuze pentru asta și vă mulțumesc că nu v-ați dezabonat de la canalul meu de YouTube. Bun, astăzi facem un unboxing la o locomotivă, la o bijuterie de locomotivă, ce să mai, anume OBB RH 2016 sau Hercules. Am cumpărat-o de pe Train Shop la un preț incredibil de 350 de lei. Gândiți-vă cât de ieftin este asta, când pe 30 dictit prețul este de 500 de lei. Vă recomand site-ul, vă las un link în descriere și la această locomotivă dacă doriți. Și hai să începem. Deci, la prima vedere, se vede că nu este cutia originală a locomotivei și scria pe site că provine dintr-un star set, deci o să vină într-o cutie de schimb. Arată ok. Nu pare deteriorată sau ceva. Hai să desfacem. Așa arată locomotiva. Hai să o scoatem. Bun, o scoatem încet cu aceste folii. O luăm cu mâna. Și aici avem minunata locomotivă. Așa arată Herculesul. Bun, să începem cu părerea la prima vedere. Locomotiva arată ok. Are câteva mici defecte, de exemplu prima pe care am observat-o acolo la oglindă, desigur, dau un pic cu markerul și se rezolvă. Altceva aici la suspensii se poate vedea din nou că este scrijelită vopseaua, vrea să fie gri, este albă, nu e problemă, se rezolvă și aia. Aici din nou trebuia să fie gri, este roșie, dar cred că o să o las așa deoarece arată bine. Altceva ce am observat aici la eșapament, se vede culoarea roșie de dinăuntru, o să încerc să o fac cu negru, vedem cum iasă. Un lucru care nu-mi place la locomotivă este că aici la stopuri are un fel de abțibildul roșii, era frumos dacă n-avea chiar deloc sau vă dați seama dacă avea direct luminile, dar aia e bine și așa. Acestea fiind spuse, locomotiva arată foarte ok, sperăm că rulează și bine, mai ales la prețul ăsta, este genială. Bun, haideți să îi montăm decodorul. Ceea ce mă deranjează pe mine acum este că a venit în această cutie de schimb, deci nu are instrucțiunea, trebuie să caut pe Google. Nu este o problemă, dar poate nu este același model și mi-e frică să nu greșesc, dar cred că merge și așa. Hai să vedem cum o desfacem. Ok, în primul rând luăm o șurubelniță cu caplat, întoarcem locomotiva și aici se vede că sunt două mici găurele la rezervor. Băgăm șurubelnița aici și face un tâc și o ieșit rezervorul. Frumos, încet și cu simț. Aici apoi avem un șurubel, îl scoatem frumos cu altă șurubelniță ca asta nu merge. Bun, după ce am scos șurubul, ar trebui carcasa să iasă frumos și încet de pe șasiu și aici avem interiorul locomotivei. După cum puteți vedea, așa arată. Acum haideți să-i montăm decodorul. Luăm o șurubelniță cu caplat, îi scoatem frumos conectorul analog din toate părțile, să nu se întâmple ceva cu pinii, pentru că niciodată nu știi că n-ai nevoie din nou de conector sau puteți pur și simplu cu o unghie dacă aveți un pic mai mare. Așa, după ce a ieșit, luați decodorul digital. Apropo, domnul Kiss, vă mulțumesc pentru acest decodor, să vă abonați și la canalul lui, are niște videoclipuri foarte frumoase. Bun, să revenim. Acum încercăm să curățăm un pic mufa să nu aibă ceva reziduri, la fel și mufa de la decodor și o montăm. Sperăm să nu fie invers.
verificăm să nu fie vreun fir sub mufă, pentru că așa nu o să mai facă bine contactul. Și îl împingem încet și frumos. Până când intră. Gata, am reușit. Acum încercăm să punem decodorul să nu ne deranjeze, să nu deranjeze din afara locomotivei și punem înapoi carcasa. Dar, de fapt, dacă mă gândesc mai bine, înainte să punem carcasa, luăm locomotiva și o punem pe șine să vedem dacă este tot în regulă. Bun, pornim stația digitală, eu am aici un loc mouse 2, programăm decodorul, eu pun pe 2. Ar trebui să facă un zvânc. Exact ce vă ziceam și acum să vedem dacă merge. Și locomotiva este foarte bine funcțională. Să vedem dacă merg farurile. Perfect. Și îi punem înapoi carcasa. Să verificăm dacă nu este vreun fir de la decodor ieșit. Așa. Trebuie să fac un mic poc. Întoarcem, îi punem șurubelul. Îl strângem bine să nu se întâmple ceva. Punem înapoi, verificăm să nu cadă. E bun. Punem rezervorul. Și punem înapoi pe șină și acum îi facem un drive test. Bun, aprindem farurile. Și testăm viteza locomotivei minimă. Și acum să vedem viteza maximă sau top speed-ul. Wow! Fiind o locomotivă de călători, sunt foarte bucuros că merge așa repede. Nu mă așteptam, n-am avut nicio locomotivă să rulezi așa repede. Sunt foarte mulțumit. Și cam atât a fost cu unboxing-ul, review și manipularea Herculesului. Vă las acum un video cu acesta rulând. Până atunci, să aveți o zi bună. La revedere!